Campioana României la handbal feminin, SCM Râmnicu Vâlcea, nu are timp de odihnă. După egalul de la Buzău, Municipal le-au jucat din nou în deplasare la Slobozia, acolo unde gazdele au pus destule probleme, mai ales în prima repriză. La pauză, antrenorul Florentin Pera a reușit să-și motiveze jucătoarele și în 5 minute de la reluare, vâlcencele au reușit să se desprindă pe tabelă. Dacă mă refer strict la prestații, este ca o mașină care după o pauză se încălzește mai greu. Deci am început destul de greoi competițiile oficiale, undeva explicabil, pentru că pauza de pregătire împreună la echipa noastră a fost destul de lungă. Știți foarte bine că 12 din jucătoarele echipei au fost prezente la campionatul mondial din Japonia. S-au reunit abia după Crăciun și timpul a fost destul de scurt, ceea ce a influențat, zic eu, în evoluția echipei. Totuși, mă așteptam la o evoluție mai bună, pentru că este un semn de întrebare ca unele să evolueze foarte bine, care au fost la campionatul mondial, și altele mai puțin bine. Mă refer că câteva dintre componentele echipei n-au prea intrat în atmosfera competiției și nu și-au adus contribuția. În schimb, au fost și fete care au fost la campionatul mondial, gen Liskevici, care au făcut o partidă excelentă, Liskevici, Trifunovici, și au reușit să tempereze elanul gazdelor. Gazde care ne așteptam să fie un meci dificil. Aveau în componență 6 din fostele jucătoare ale SCM-ului și care probabil și nu probabil, sigur au fost să demonstreze că ne-am despărțit destul de ușor de ele. E drept însă că de unele ne-am despărțit nu pentru că am vrut, dar era imposibil să împăcăm și capra și varza, să zic așa, că e niște criterii impuse de federație. N-aveam dreptul decât la două în afara criteriilor, ori noi ne-am rezumat a păstra pe Alicia Fernandez și pe Samara și a trebuit să-i dăm drumul lui Petra Blazek, de exemplu, care acolo a demonstrat și ea a ținut Buzău în joc. Una peste alta, eu zic că am pierdut două puncte care, per total, n-ar influența situația în clasament. Cu punctele respective sau fără punctele respective, noi tot ar fi trebuit să facem cel puțin egal la CSM ca să ne păstrăm titlul. Însă, de data asta, pierzându-le, nu mai avem voie să facem niciun pas greșit. În ceea ce privește al doilea joc, îl consider o victorie logică la una din echipele care are ca obiectiv să rămână în Liga Florilor și care probabil și-a propus un bun antrenament, negândindu-se la puncte, ceea ce a și fost. Au jucat o repriză de la egal la egal, după care au cedat pasul, ca să zic așa. Pentru SCM au marcat Norgard 6 goluri, Lopes 5, Fernandez și Elgaui câte 4, Tifunoviș 3, Glipco și Badea câte 2, Gonzales, Florica și Băcăuanu câte un gol. CSM București a avut și ea probleme în sala Rapid, însă doar în primele 20 de minute, după care vicecampioana s-a distanțat. La Zalău, echipa lui Gheorghe Tadic a învins fără drept de apel pe Măgura Cisnădie, care a suferit din nou enorm în faza defensivă după înfrângerea categorică de la Coprivnicea. Gloria Bistrița a reușit o victorie scontată acasă în fața Codașei Ucluș și se pregătește pentru meciul de sâmbătă din Cupa EHF cu maghiarele de la ERT.